Bună ziua din nou, să vă fie de bine. Aș vrea să începem cel de-al doilea panel de discuții al evenimentului nostru și pentru asta am să-l prezint pe moderatorul acestui panel, domnul Laurențiu Mâță. Aplauz! Pe urmă am să-l prezint pe Adrian Hădean, șef și consultant Horeca. Joseph Haddad, executive chef. Și Florin Itu, cofondator și partener Bucharest Street Food Festival. Putem începe, Laurențiu. Bună ziua din nou. Mai așteptăm o persoană, dar așteptăm să vină. Vine surpriză, de la aeroport. Este o surpriză. Bun. După cum știți, numele acestei conferințe este Top Culinary Trends. Vrem cumva să găsim acele elemente, acele informații în macrodata pe care o strângem de-a lungul anului, să vedem care și să identificăm care sunt trendurile culinare care ne așteaptă. Și suntem în momentul ăsta în măsură să avem o discuție cu câțiva dintre reprezentanții de seamă a industriei și mă bucur să i-am lângă mine pe șef Joseph Haddad, pe Adrian Hădean și pe Florin Itu. Bun, discuția nu o să fie ceva pe care am programat-o și mi-am impus să nu-mi programez niște linii clare pentru că vreau să o las cât mai liberă, pentru că vorbim de un concept diferit. Vorbim despre viitor, ce va urma sau cum percepem noi ce va urma pe baza analizei anului în curs sau a anilor trecuți. Și o să avem câteva întrebări specifice, însă o să lăsăm invitații să vorbească puțin mai mult și mai liber despre ideile și despre viziunea lor culinară. Și aș vrea să încep cu șef Joseph Haddad, un membru de seamă al gastronomiei românești, unul dintre stâlpii gastronomiei, un profesionist pentru care inovația este un element natural, un mod de a trăi și de a respira profesional. Șef, îți mulțumesc că ai reușit să vii, pentru că știu că în momentul ăsta ești foarte aglomerat cu noul proiect. Hai să înțelegem puțin unde a fost 2016 ca nivel gastronomic în România. Unde ați simțit dumneavoastră că este nivelul culinar? Bună ziua tuturor! Mă bucur să fii aici în cena. A venit așa pe fugă de la șantier, vis-a-vis, deschis încă o locație foarte, foarte frumoasă. Și pe anul 2016 se vedem fiecare două luni de zile eu apare așa, plec cu mașina, se vede acolo un cafenea, un patiseria, încă un restaurant de gourmet. Adică este un val, a fost un val în 2016, deschis o grămadă de afacere legat de gastronomia. Și sunt foarte, foarte bucurat că se vede nivelul, cum vorbim noi, de 2015, 2016, 2014, deja este o schimbare totală. Adică mult tineri de la 18 ani, de la 21, 22 de ani, 23 de ani, 24 de ani, văd, eu nu se urmăresc pe Facebook, pentru că eu nu știu cum se intră pe Facebook la ora actuală, asta se face echipa mea din spate, dar se vede mult tinere, adică dai interesul în domenii, în gastronomia și sunt foarte, foarte bucurat să văd pe ei se crește. Se știe, o să spună că nu știu dacă am povestit odată, am povestit câteva ori, dar nu așa desc. Dacă am stat aici să vorbim, pot să vorbești aici de acum încă 10 ani de zile, că nu termin să vorbesc.
Dar se știe pe anul 75. Am început să fac meseria de la 15 ani jumate. Pe vremea noastră, din păcat, nu a fost absolut nimic ce există acum la voi. Se spune în țara noastră, deja avem pașaport român. Sunt jumate marocan, jumate tunizian și un pic român. Adică este... Un pic mai mult. Da. Vorbim de câți ani în România? Da. Vorbim noi de aici în țară, 21 de ani. De când eram eu mic. Da, că lucram exact. La Vernescu. Spune, nu am materia, nu am asta, nu am asta. Deci, crede-mă, dacă voi se deschizi de minte, se creează niște lucruri, putea să creați ce există în țară acum, la ora actuală. Și există materia prima. Și noi ca bucătarii, ca Andrian Hadan, câteva bucătari buni, ca Nico Lontras, Șușala, toată gama aia trebuie noi să transmit niște lucruri pentru voi, adică pentru un sfat, pentru vârsta mea încă nu a trecut voi, dar vârsta voastră m-am trecut pe mult ani de zile. Dar e bine să, cum spune, să învățăm cu mult, mult răbdare. Pentru bucătăria cu arte e numai cu răbdare. Dacă nu fac cu răbdare, de la unul, de la 21, de la 22 de ani, se spune, eu sunt șef bucătar, nu e bine. Trebuie să învăț mai mult și aveți posibilitate și norocul nostru pe 2016 acum, Laurențu Mața a deschis niște lucru deosebit. Și eu nu am văzut aici pe anul 96 că a venit în țară, nu a fost absolut nimic. Absolut nimic nu a fost. Și acum există niște conferințe, se invit pe șeful bucătarii și pe ospătar și pe director general și curciumar, adică de toate. Și eu văd de anul 2016 a fost an, nu știu, pentru mine a fost an puțin mai greu. Greu de tot. Mai mult de anul 2014, an 2015, când a fost criză. Anul ăsta a fost foarte greu pentru mine, dar nu sunt bucurat ca oamenii se deschizi niște afacere. Niște afacere. Dar se știe, afacere deschizi, un restaurant, voi trebuie să intre în capul vostru, acolo nu facem bani. Cine vrea să fie bogat pe un restaurant gourmet, e greșeala. Cine fac un restaurant gourmet, spune de 50 de locuri, 56 de locuri, asta trebuie să fac pentru sufletul lui, primul rând. Primul rând. Și nu cred, deschizi o afacere și pe ziua respectivă intră direct bani în casă. Asta munca pentru an de zile. Sper că în sală sunt câțiva investitori să înțeleagă că mesajul este foarte clar. Asta este pentru an de zile. Pentru client. Clientul nu este prost. Nu este prost. Trebuie să dea același calitate, același cantitate, zi de zi, să fii în bucătăria, nu pune numele în clădirea al dumneavoastră sau pe alta numele și tu este la un plimbare în țară. Nu. Trebuie să ții în bucătăria, trebuie să fii în bucătăria dimineața, trebuie să fii în echipa, împreună, fiecare zi, la intrarea la ora 9 dimineața, până la ultima client la ora 11, 12, 1 noapte, zi de zi. Și câteva ani de zile că știți client. Asta e treaba. Și voi, tinerii, trebuie să înțelegeți mesajul meu.
Asta este treaba. Deci există o evoluție. Există, bineînțeles, există o evoluție foarte, foarte puternică. Chiar dacă ne plângem că ne e rău, ne e mult mai bine decât a fost. Așa, așa este, exact. Trebuie să vedem în toată nenorocirea asta și potențialul de creștere. Potențial crește, bineînțeles, se vede. Eu văd de, și știu, m-am postat echipa Kun pe post, m-am găsește niște ospetari și niște bucătari, niște ajutori de bucătari pentru locația nouă în braserie aici vis-a-vis de Hilton. Și știi, pe două zile am primit aproape peste 2500 de CV-uri. CV-uri. Păi e bine atunci. Da, e ok. Adică tineri de la 19 ani, de la 21 de ani. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă oamenii vreau să învăț. Una scrie, nu contează mie banii, vreau să stau lângă echipa dumneavoastră, lângă echipa ta, măcar să învăț. E bine să faci niște un pas pe viitor. Asta e încă un sfat. Să încercați să lucrați și în străinătate ce există acolo. Eu cred în toată lumea aici, cred a fost cineva, câteva persoane și am ajuns în străinătate, Calicu Notras a fost 5 ani de zile în străinătate, a întors în țara, da? Și să vedem ce este acolo și ce este la noi. Noi suntem puțin în spate, acolo se crește foarte, 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 foarte rapid. Dar crede-mă, încă 2 ani, 3 ani de zile, nu mă îngrășesc, vorbim noi aici, pe 2018, vorbim altfel, vorbim aici altfel. Culinarea, gastronomia în România, o să fie aici. Aici o să fie. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos, șef, pentru gânduri și pentru sfaturi. Adi, cum ți s-a părut anul 2016 și cum că ți se pare din punct de vedere culinar? Și aici mă refer la zona de trenduri culinare, nu știu, materie primă. Cum ai perceput-o tu și în București, dar și mai ales prin țară? E un an complicat, anul 2016. Eu am avut norocul să pot să circul destul de mult prin lume în anul ăsta și să mă întâlnesc cu oameni din această, hai să spunem, industria ospitalității. Și dintr-o zonă în care aerul e foarte rarefiat. Am avut noroc să ajung acolo. Nu simt că am neapărat un merit. S-a întâmplat să fiu și n-am revenit acasă, după fiecare întâlnire noastră, n-am revenit acasă cu capul plecat, dar am revenit de fiecare dată mult mai umil decât am plecat. Știi? Pentru că în realitate, dacă vorbim de gastronomia mondială sau de o hartă gastronomică mondială, România e inexistentă. Că ne place să admitem asta sau că nu ne place să admitem asta, e o realitate. Oamenii de acolo, de sus, habar n-au că noi existăm. Și cred că nu e responsabilitatea lor să vină în vizită, cred că e responsabilitatea noastră să începem să-i chemăm. Și așa cum spunea și șef Haddad, astăzi stăm mult mai bine decât acum 5 ani sau decât acum 10 ani. Avem acces la aproape orice, avem acces la orice tehnologie de pe fața Pământului și ăsta nu e meritul României, e meritul tehnologiei, pentru că oamenii care o generează, oamenii care o produc, trebuie să o și vândă și de asta încep să bată pe la toate ușile, inclusiv la ușile economiilor emergente, cum este cumva și economia noastră, că noi nu avem o economie stabilă, suntem praf. Asta e realitatea și mă mir că ne merge atât de bine la cât de praf suntem în realitate. Avem acces la tehnologie și avem încă acces la ingredient de calitate bună. Dar ne e și lene să-l căutăm, ăsta e adevărul. Ne-am obișnuit foarte mulți dintre noi să așteptăm să vină un furnizor X sau Y și să ne propună sau să ne lase o navetă de ceva la ușă, nu ne mai ducem noi după ingredient. Eu nu spun că trebuie să avem fiecare un strat cu morcovi în spatele restaurantului, dar poate n-ar strica din când în când să ne mai ducem și până la piață sau să ne ducem, n-are importanță, să mergem la Selgros sau la Metro, egal, și să spunem, uite, am nevoie de asta.
pentru că oamenii aia vor să vândă. Și ei vând ce li se cere, e foarte practic. Foarte simplu și foarte practic. Și dacă ne ducem noi către ei și spunem am nevoie de asta și de asta și de asta, sunt convins că găsim, că avem acces la lucruri mult mai de calitate, inclusiv într-un sistem... Urăm bun venit, șef Ioan Florescu, direct la aeroport, din Vamă. E pornit? Da. Bun venit și felicitări! Prima dată vă mulțumesc frumos, îmi cer scuze de întârziere și mă bucur să văd atâtea fețe noi. Asta e un lucru minunat, de la ultima întrunire cred că erau mai puține, acum sunt mai multe. Asta e un lucru nemaipomenit de bun. Continuăm discuția ce ați început dumneavoastră și mai povestim. Așa. Să revenim. Pare că am început așa cu o veste destul de proastă și anume că noi existăm pe harta gastronomică mondială, dar în realitate cred că suntem în cel mai bun punct în care putea să fie România sau în care a fost România în ultimii 30 de ani. Suntem în locul ăla în care valul ne prinde pe o poziție destul de înaltă și valul, așa cum îl percep eu, este să ne întoarcem cumva cu bucătăria către o zonă ceva mai apropiată de sursa primară de hrană. Asta văd eu. Bucătarii în lumea asta largă și acolo unde au avut sigur și interes și posibilitatea și condițiile, au explorat foarte mult și s-au jucat foarte, foarte mult cu mâncare și eu nu cred că e un lucru rău. Cred că asta ne ajută să descoperim lucruri interesante despre mâncare. Dar în realitate toți încearcă să se întoarcă la a descoperi gusturi ancestrale. Am fost acum 2 săptămâni la pavilion, la restaurantul Yannick Alenon la Paris. Lucrează extrem de mult pe fermentație, lucrează foarte mult pe sosuri extrase din plante, lucrează foarte mult pe a replica gusturi pe care le știe din totdeauna, în maniere, hai să zicem, nici măcar inovative, pentru că fermentația nu e un proces nou, fermentația e un proces pe care îl folosim de când lumea. Doar că a fost cumva pus la o parte, s-au folosit doar așa în cămara bunicii sau a mamei și ăsta e un trend astăzi, de exemplu, la nivel mondial. Începem să scoatem din cămara mamei și punem în cămara restaurantului și începem să lucrăm cu lucruri din astea pe care le știau bunica, pe care le știa mama și să încercăm să ne bucurăm clienții cu ce știam de la bunica, poate prezentat într-o manieră, hai să spunem, un pic mai îngrijită decât putea să o facă bunica. Ăsta e unul dintre trenduri. Noi suntem încă în cămara bunicii și de asta zic că suntem într-un loc foarte bun, pentru că valul ne prinde acolo, în cămară, și s-ar putea să nu fi uitat încă rețeta de castraveți murați. Mulțumesc frumos! Înainte să trec la următorul invitat, domnul Itu, vreau să spun 2-3 cuvinte despre ce s-a întâmplat anul ăsta. Anul ăsta, nu știu dacă ați observat, a existat o explozie de festivale culinare stradale. Și asta este un lucru foarte bun. Și înainte să-ți dau cuvântul, Florin, vreau să punem un filmuleț al unui... Abada. Noi am venit cu veștile rele, nu? Asta nu se aplaudă. Ok, înțeles cu aplauze pentru aliniile. Mulțumesc, șef! Și mulțumesc! Bun. Revenim cu un scurt filmuleț. Da, este posibil imediat. O să al unui eveniment întâmplat anul acesta. You to me and I'm the cover. Somehow I
Nu știu voi, dar pe mine mă emoționează și acum. Gastronomia a ieșit în stradă, ceea ce este un semnal foarte important. Florin Nitu, cofondator și partener la Bucharest Street Food Festival și Bucharest Gourmet Festival. Florin, bine ai venit! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Noi suntem cumva dintr-o zonă conexă. Eu sunt, mă simt un pic în, intimidat în acest, în acest panel ilustru. Noi, facem, noi ce am făcut anul acesta, ca să preiau discuția de unde, de unde a rămas, cum a fost 2016 pentru, pentru noi, a fost un fel de momentul zero, anul în care s-a acumulat o masă critică atât la nivelul industriei în, în Horeca, cât și la nivelul consumatorului, astfel încât să se poată duce această experiență în stradă. Oamenii sunt extrem de interesați în momentul ăsta. Nu mai sunt, s-a depășit momentul în care se mergea la masă o dată pe lună și se lua ceafă cu cartofi prăjiți. Acum oamenii au ieșit afară, oamenii știu despre ce-i vorba, înțeleg conceptul de gastronomie, nu doar mâncare de foame, ci gastronomie. Înțeleg ce înseamnă să ai un, un șef. Iarăși, foarte interesant, văzând din afara fenomenului, dintr-o zonă conexă, anul acesta este anul în care din, au apărut foarte multe restaurante cu șef. Până acum nu prea știai cine e șeful, știai care e restaurantul, știai care e meniul și cam atât. Dar acum oamenii, oamenii încep să se intereseze, încep să știe că acel, acel meniu are o semnătură, că e făcut de cineva. Deci din ce în ce mai mulți oameni caută o experiență. Da, și asta, deci ce, ce facem noi practic este să, să aducem cumva, să aducem consumatorul general, să zicem, față în față cu aceste experiențe gastronomice pe care evident că poți să le ai mergând și la restaurantele respective, dar în momentul în care ai într-un eveniment cum a fost la Gourmet Festival 60 de vendori, 60 de oferte culinare de la street food până la fine dining, gastronomie românească, gastronomie internațională, zona de urban contemporary, zona de barbecue, atunci te duci și poți să explorezi, poți să ai o experiență care după aceea să-ți unul la mână, să-ți ridice ție personal nivelul de așteptări și de, de experiență personală și doi, să-ți deschidă apetitul către a, a merge către acele locuri. Practic, noi am, am avut anul acesta, un, am stat și am făcut un, în minte un calcul undeva peste 100.000 de oameni care au participat la cele trei evenimente pe care le-am făcut noi la, la Gourmet Festival, Street Food Festival în București și Food Truck Festival, fiecare având o nișă specifică, dar cu toate astea, oricare dintre ele a avut succes. Și cei care au participat, acolo mă refer aici la consumatori, feedback-urile au fost covârșitoare, adică toată lumea a fost efectiv entuziasmată, nu mulțumită, ci entuziasmată de, de această întâlnire cu cultura gastronomică. Pentru că oamenii, mulți dintre ei, nu-și imaginau că există la ora actuală la noi atâta, atâta varietate și atâta gastronomie de calitate. În... Și o asemenea mișcare. Da, și acum, practic, noi am, am reușit să, cumva să, să punem pe hartă acest lucru și ne suntem extrem de mulțumiți că există suport și din partea, din partea industriei, oamenii care din industria ospitalității, din zona restaurantelor, fie ele de la fine dining până la food truck-uri, vor să se întâlnească cu consumatorul. Pentru că într-un fel te prezinți consumatorului în restaurantul tău, în zona ta de confort, unde ai absolut toată logistica, în alt fel te prezinți la un eveniment unde practic trebuie să gătești în, în stradă, impropriu spus, dar în niște condiții pe care nu le ai. Nu ai aceleași condiții ca în bucătăria ta. Și atunci există și un risc, pentru că poți să nu faci față sau să te faci de râs, să zicem, însă cu toate astea sunt... Noi suntem extrem de impresionați, plăcut impresionați că foarte, foarte multe restaurante au ales să iasă din zona de confort și să vină să se întâlnească cu oamenii și asta cred că e cumva în avantajul tuturor. Adică restaurantul se prezintă unui public care poate altfel nu i-ar trece pragul, crede că e scump, crede că nu știe, de exemplu, bucătăriile etnice.
puțin sunt dispuși să încerce să se ducă într-un restaurant, nu știu, japonez sau mexican sau spaniol, dacă nu au testat această bucătărie înainte. Dar în cadrul unui festival unde ai opțiunea să ai, ai un entry point foarte ușor, te duci, încerci, îți place, după aceea repeți. La fel zona de fine dining, care la noi este acum în constituire, să zic așa, dar cumva prezintă această teamă că e scump, că sunt porții mici, că sunt tot felul de mituri din astea pe care oamenii le au în cap, care într-un eveniment culinar ți le poți cumva, nu neapărat distruge, dar le poți șlefui, le poți duce într-o zonă realistă. Adică în momentul în care vezi că un șef vine și face pe loc o chestie care ție ți se pare că durează, e făcută cu 3 zile într-o bucătărie doar pentru poză, dar de fapt așa arată realitatea și a durat câteva minute să ți-o pregătească acolo. Mi-aduc aminte de impresia lăsată de către Cătălin Gernoiu. Asta vreau să zic și eu festival. Acum. Cătălin, unde ești? Ești? Nu ești. Erai mai devreme. Cătălin Gernoiu a făcut o treabă extraordinară la Gourmet Festival, în cadrul festivalului, servind efectiv mâncare de înaltă clasă, în cadrul unui festival stradal, oarecum. Da? Deci, mulți nu știau de el. Și tocmai asta a fost intenția lui Cătălin, să se ducă în stradă, să se cunoască cu oameni și mulți s-au întors la el, la restaurant și i-au consumat produsele. Da, practic asta este, să zicem, miza cea mai importantă într-un asemenea eveniment. Nu faptul că te duci într-un eveniment unde vin foarte mulți oameni și poți să faci un volum de vânzări în cele 3, 4, 5 zile de festival. Într-adevăr, e important și acest aspect, dar nu ăsta e cel care contează, ci... oportunitatea. Șansa de a te prezenta unui public pe care nu că nu-l ai, nici măcar nu știe că existi, poate. E un fel de... Se intersectează două lumi care funcționează ușor separat și de aici nu poți să iasă decât lucruri bune, pentru că în momentul în care cineva ia contact cu, cum ziceam, cu o bucătărie etnică sau cu un preparat fine dining sau cu ceva care a fost până acum în afara zonei lui de interes, nu neapărat că nu-l interesa, ci pur și simplu ori nu știa că există, ori necesită deplasarea asta, să te duci să cauți ceva, timp scurt. Mie mi-a plăcut foarte mult că ai declarat că e anul zero, cumva, pentru proiectul vostru. Este, și da. Cumva este și anul zero pentru această nouă mișcare, pe care mulți din noi o așteptam. Și vreau să te întreb dacă vă așteptați la cifrele astea de participanți. Sincer, nu am prea știut nici noi la început pe ce să ne bazăm, pentru că recunosc că a fost foarte greu, cel puțin cu Gourmet Festival. Am dus o muncă foarte intensă de lămurire, mai ales cu restaurantele, încercând să le explicăm că nu facem un festival cu mici și bere, cum a mai fost atâtea, nu că e ceva rău cu ele, dar nu făceam asta. Că ne propunem niște lucruri la un anumit standard, că prezența într-un asemenea festival înseamnă mult mai mult decât o vânzare rapidă de niște produse făcute într-un cadru de festival. Și ne-am bucurat că după ce am făcut primul eveniment, practic, deja imediat am avut foarte multe cereri pentru anul următor, după ce am anunțat și evenimentul de street food, care iarăși o zonă care este în explozie în momentul de față, adică iarăși arată cumva că piața se duce spre maturizare, se întâmplă un fel de revoluție culinară pe mai multe layere. Avem nivelul de restaurante established, unde, cum ziceam mai devreme, au apărut șefi, au apărut meniuri scurte, au apărut oameni care au lucrat afară și se întorc, sau avem în momentul de față, eu sunt incredibil de mândru să văd că avem oameni, șefi români care lucrează ca executive chef sau pur și simplu ca șef într-un restaurant precum Geranium în Copenhaga sau Soșaru în Londra, care sunt restaurante considerate la ora actuală cele mai bune din orașul respectiv. Mare cel din Londra cu Alexandru la butoane, dacă nu mă înșel. Da. Soșaru. Da, deci el este, la ora actuală este considerat cel mai bun restaurant japonez din Londra, ceea ce e incredibil. Adică noi nu realizăm în momentul de față ce poate să însemne asta și ce fel de exemplu poate să fie pentru tinerii de care se vorbea mai devreme.
Iar asta este un nivel, după care nivelul acesta de street food, în care deja se produce, e o revoluție, pot să spun, pentru că de la o lună la alta apar noi food truck-uri, eu cred că la anul se vor dubla, deja cred că sunt vreo 60 în România. Noi am avut în festival, la Street Food Festival am avut aproape 30, acum am la Food Truck Festival, care este o nișă din zona de street food, am avut 10 truck-uri și am avut 20 de cereri pe lângă, n-am putut să-i acomodăm pe toți. La anul vom avea probabil 10-12 evenimente în zona aceasta și primim constant primim cereri, primim mesaje, oameni care își dezvoltă o afacere în zona gastronomiei stradale, să zicem așa. Cumva aici, practic, street food a existat de când lumea și la noi. Numai că acum se produce această mișcare în zona street food-ului quality, adică numai vorbind de brand-uri, vorbind de meniuri alese atent, vorbim de un input al unor șefi sau nu neapărat șefi cu experiență și cu diplomă de șef, dar oameni care sunt pasionați de ceea ce fac și este un business cu suflet, care se vede și el contribuie și el la, deși poate părea așa sub nivelul radarului, la nivelul industriei, el este un business care aduce omul lângă mâncare. Street food nu înseamnă fast food neapărat, nu înseamnă mâncare de proastă calitate sau rapidă și ieftină. Da, într-adevăr, e mai rapidă decât la restaurant, e în alte condiții, o mănânci în picioare, dar nu este nici de cum un produs inferior. Sunt lucruri care, cumva acumulate, duc la această masă critică de care am zis la început, care noi credem că vor ajuta industria în general să se dezvolte. Florin, mulțumim frumos, încă o dată aplauze. Mulțumesc pentru această inițiativă. Este o mișcare pe care noi, cei din industrie, așteptam de foarte mult timp, pentru că este pur și simplu ducerea gastronomiei lângă consumator și ține foarte mult și de partea de educație. E duc și să gândească diferit când vine vorba de gastronomie. Bun, șef Ioan Florescu, încă o dată îți mulțumim. Și aș vrea să te aplaud din picioare. Nu este nevoie. Știi? Înainte de a trece mai departe, în sală mai avem reprezentanții ale echipelor, celor trei echipe. Și aș vrea cumva să vă ridicați în picioare, pentru că vrem să vă identificăm cei care ați participat la Olimpiada Gastronomică. Meritați aplauzele noastre și respectul nostru. Suntem mândri, efectiv suntem mândri de performanța avută de cele trei echipe la proaspăt încheiata Olimpiadă și mai ales de performanța avută de echipa Belvedere, pe care ați condus-o, ați antrenat-o, ați sfătuit-o, numai dumneavoastră știți cât și cum. Într-adevăr, a fost o muncă, rezultatele s-au așteptat, recunosc personal că mi-am dorit chestia asta, să luăm un aur. Particip împreună cu colegii care am participat, cu alți colegi înainte, de mai mulți ani, și niciodată nu s-a luat medalie de aur. Întotdeauna era un bronz, era un argint, te criticau, te trăgeau de urechi, dar nu era aur. Ori rezultatul ăsta a fost nemaipomenit pentru toată lumea, dar în special pentru mine a fost cel mai important lucru. Felicitări! Mulțumesc! Aplauze! E o performanță cu care ne mândrim cu toții și ne identificăm cu performanța făcută și de echipa Belvedere și de echipa Delis și Casa Bărelui din Dal. Plus, știu, am avut și pe șef Coradi, care a participat independent și a luat chiar și o medalie. Aș vrea să mă întorc la 2016. Din punctul dumneavoastră de vedere gastronomic, și aici mă întorc la produsul de bază pe care îl produceți în hotel, cum îl percepeți? Unde a fost 2016?
2016, dacă ne referim la Olimpiadă, nemaipomenit. Dacă ne referim la vara care a trecut, nemaipomenită. La evenimentele care le-am avut sau la cartul care este, este foarte bine. Nu aș vrea să lungim prea mult să povestesc ce și cum. Mi-ar place să vedem ce se poate face de acum încolo, pentru că la anul este următorul concurs. Este Salonul Mondial de la Basel. Ce se poate face ca să putem pregăti o echipă națională, o echipă națională de catering, militară, în care poți să te prezinți, să acumulezi cât mai multe medalii și să poți să speri și tu că vei fi acolo în primii 5 sau primii 10 echipe din lume. Ce presupune această participare? Adică, probabil că mulți încă nu înțeleg mecanismul de participare, nu înțeleg implicarea pe care trebuie să o ai pentru a ajunge acolo. Ce trebuie să faci? Este foarte complicat. Deci eu sunt ferm convins că toți bucătarii din sală, bucătar bun, toată lumea gătește minunat. Sunt două lucruri diferite: să gătești într-un restaurant și să pregătești un meniu de concurs. Deci nu are nicio legătură una cu cealaltă. Pentru Olimpiadă cât timp v-ați pregătit? Noi ne-am pregătit în fiecare zi. Deci în fiecare zi faci ceva, nu iese. Tot timpul trebuie să te pregătești. Dar, și mă repet, dacă se face, se pune bazele unei echipe, trebuiesc întrunită echipa și lucrată odată, de două, de trei, de cinci ori, pentru că altfel nu este nicio șansă. Să avem nici la medalie de bronz sau medalie de argint, nicio șansă noi. Dacă nu. Pentru echipa națională, să zicem că la rece, adică pentru platourile festive și masa la rece, să zici că ai avea o șansă, că fiecare vine din colțul lui, face ceva. Dar pentru la cald, în care trebuie să știe exact fiecare ce face, există un șef care ăla spune fiecare ce face, toți trebuie să asculte, în care toată lumea se uită și te vede la orice greșeală, ești penalizat. Acolo, dacă nu lucrezi împreună și fiecare face cum vrea și cum dorește sau cum crede că e de cuvință, nicio șansă nu este. Și ca să ai un rezultat pozitiv, trebuie să lucrezi de câteva ori, adică de câteva ori, mai multe ori, împreună. Că nu poți să formezi o echipă națională numai belvedere. Normal, sunt bucătari buni în țară, se pot aduna din toate colțurile țării, dar trebuie să adunați. Și aici ajungem la bani. Ca să faci chestia asta, îți trebuie un centru unde te duci să lucrezi sau la ce restaurant îți permite să faci așa ceva. Și în al doilea rând, materia primă, timpul, ori toate astea înseamnă bani. Performanța costă bani. Da. De-aia probabil că țările bogate ale lumii știu cum să-și aloce în primul rând resurse financiare, logistice, exact. Umane, da. Și de-aia vedem constant țări nordice, țări în, nu știu, nu numai bogate, nordice, care sunt prezente. Țări care au o bază solidă, adică o asociație solidă în care asociația aduce banii, face, nu știu cum îi face. Managementul. Și mai departe, bucătarii sunt care creează meniul, fac, îl degustă, îl... Trebuie să faci, eu, părerea mea, ca să poți să câștigi la cald, la cele 110 porții care se vor găti sau se gătesc, trebuie să gătești de 5-6 ori și să adun cum s-a adunat aici, inviți 110 persoane, gătesc bucătarii și după aia aștepți și feedback-urile. Și zice, bă, poate aia nu a fost potrivită sau aia nu a fost bună sau aia așa și schimbi și asta, toate astea să le faci de câteva ori. Ori tu te întâlnești ieri și mâine te la concurs. Ăla să scarpină nas, ăla face aia. Deci vorbim de o strategie exact. Clară a unei fără doar și poate. La un concurs. Altfel nu se dacă poate se face. Ridică pretenții. Dacă nu dacă vrei să te duci pentru palmares. Așa, dacă vrei să te, numai să te duci, să te plimbi, atunci e ok, merge mai departe. De ce
cei din sală să ia în considerare la un moment dat să se înscrie într-un concurs. De ce trebuie să participi la un concurs profesional? Pentru că mulți zic că mă interesează mai mult partea financiară a vieții profesionale. Dacă nu te, cum să nu te înscrii la un, la un concurs? Exact cum a zis domnul Adrian. Trendul este, anul acesta este, fermentația, da? Sau extracția din sucurile din plante. De unde le știi? Dânsul a știut, domnul Hadale a știut, dar din sală câți au știut chestia asta? Informația. Vezi care e trendul la genul ăsta de concurs, să dă trendul pentru următorii 4 ani. Sau poate nu pentru 4 ani, că urmează Basel, care nu este chiar așa mare, sau la Paris. Și de acolo vezi care e trendul, e ca în modă. Deci, în primul rând, în afară de posibilitatea obținerii unei recunoștințe și luarea unui medalii, e vorba de absorbirea de know-how. Exact, să ții pasul. Să înveți. Normal, tot timpul înveți. Să înveți și mai mult. Dacă zice cineva că el știe tot, mi-e teamă că nu știe nimic. Tot timpul înveți. Corect. În fiecare zi. Mi-aduc aminte de evenimentul anului trecut, unde l-am avut pe scenă la o demonstrație culinară pe șef Haddad și a spus că după atâția ani de zile el mai are mult de învățat. Da, corect. Și după cum ne dăm seama, dacă vrem performanță continuă și dezvoltare continuă, trebuie să învățăm și să ne oprim. Nu trebuie să fii orgolios, înțelege? Asta e treaba. Treaba spre... Scuzați că sunt întrerupt. Treaba este așa, bucătare tot timpul este gelos pe celălalt, este nu lucru bun. Se știe, am un prieten în Israel, se cheamă Meir Adoni, pe primul sezon de la Top Chef, cum am făcut noi la Antena 1, nu știu dacă adus aminte ce am făcut noi acolo, nu contează, una între producător, el a spus mie, ce din Israel? Ce aveți în Israel? Spus, o aduc un bucătar așa bun. Mă, aveți bucătar în Israel? Spus, nu știu. Haideți să vedem. Și dacă nu este să fii bun și nu dai pe spate, da? Plătesc toate avion totul. Crede-mă că n-a venit Meir Adoni, prietenul meu din Israel, după efort ce am făcut eu pe el, tensiune, fiecare zi, și pot să spune și Lontras și tot ce a fost, cine a fost concurent de la Top Chef, a făcut un lucru foarte, foarte, foarte înalt, de deosebit. Ce vreau să spune? Trebuie noi să, dacă cineva se face niște preparatele, Dă un mesaj pe Facebook, felicitări! Dă un mesaj! Eu știu mai bine, nu e așa! Trebuie să trezim, trebuie să dau un feedback pozitiv! Se ajută una pe celălalt! Așa se face echipa! Și așa este în toată Europa! Există gelosia! Există! Știu, bucătarul este orgolios, este puțin nebun! Intră bucătăria, lucrați cu tensiune, cu presiune, cu căldură, dar dai niște un mesaj, colegul tău, când lucrați pe altă restaurant, spune, măi, felicitări, a făcut treaba bună, vreau să învăț. Cum a spus Lorenzo, când a dat un speech de an trecut, m-am spus, am aproape 40 de ani în meseria asta, 40 de ani, nu o 10, nu 20, 40 de ani am în meseria asta. Și încă eu sunt poftă, eu sunt sete, să învăț fiecare zi. Să fii unic, împreună trebuie să fii, împreună. Oricând, când am nevoie de mine, bucătar tiner, ia telefonul și sun la mine. Nu sunt zeul de bucătăria bucătărilor, eu sunt om ca voi. Dar mai mult experiență, atâta. Eu sunt același om. Dar trebuie să fim împreună, atâta. Să învăț pe celălalt. Vă mulțumesc. Eu mă bucur foarte tare că
Șefa a spus lucrurile astea pentru că e puțin mai înaintat în vârstă decât mine și sunt șanse mai bune să fie luat ceva mai în serios. Pentru că ăsta e un lucru pe care mi-am dorit să-l spun de la început și consider că dacă nu-l spun am venit degeaba până aici. Am fost recent la San Pellegrino Young Chef, un concurs pentru tinerii bucătari ai lumii. Pentru mine a fost extrem de impresionant și mișcător să văd bucătar de 27-28 de ani, head chef la restaurant cu 2 stele Michelin, acceptând înfrângerea. Sau head chef în restaurant cu 3 stele Michelin, luptând cot la cot cu alți tineri din lumea asta, fiecare foarte bun pe treaba lui și primind o decizie a juriului, nu cu capul plecat, dar cu umilință și cu înțelegere. Pentru că până la urmă, în realitate, avem nevoie să ne respectăm. Sigur, concursurile sunt foarte bune, dar eu le tratez ca pe niște convenții. Adică sunt niște convenții, mergem la concursul ăsta care are aceste reguli, concursul ăsta care are aceste reguli și ăsta care are alte reguli. Dar în realitate, cred că e foarte important să generăm trendul ăsta, că tot vorbim de trenduri, trendul ăsta de a ne respecta unii pe alții, de a respecta munca celuilalt. Eu nu cred că respectul se câștigă. Cred că respectul se poate pierde, dar nu cred că respectul trebuie să fie câștigat. Dacă nu suntem în stare să oferim necondiționat respect pentru munca oricui, că e maestru, că e ucenic, că n-are importanță, cred că suntem pierduți și cred că peste 2 ani nu o să fim acolo unde zicea șefa dat că o să fim. Adică depinde foarte mult de capacitatea noastră de a învăța să ne respectăm munca și de a ne încuraja unii pe alții. Am stat la aceeași masă cu Elena Arzac, cu Andoni Ruiz Aduriz, cu Ianica Lenou, cu Peter Gilmore. Nimeni, dar niciunul dintre oamenii ăștia nu se uită la nimeni de sus, niciodată. Nimeni nu vrea să-ți dea o lecție când îți spune ceva. În schimb, fiecare te ajută dacă îi pui o întrebare. Despre asta e vorba. Mi-aduc Mulțumesc. Mi-aduc aminte că anul acesta, când am participat la finala pe Europa Bocuse d'Or, mi s-a întâmplat același lucru. Am avut șansa, alături din Expresso, să mă duc să fiu prezent acolo și am intrat în contact cu foarte mulți profesioniști, mulți dintre ei cu stele Michelin, organizatori, care imediat când le-am spus pe cine reprezint sau de unde vin și ce vrem să facem în viitor, mi-au deschis 10 uși. Fără să mă cunoască, plus le-am spus, noi suntem de aici, ne gândim ca în viitor să venim și noi și să facem performanță. În momentul 2 mi-au dat cărți de vizită, mi-au spus, uite, sună-mă, facem asta, urmează asta, hai să te prezint la altcineva și așa mai departe. Deci e vorba de modul de conduită, modul de respect și cum spunea și Nicolo într-o mai devreme, e vorba de unitate, e vorba de sentimentul de apartenență, ești al nostru, vino încoace, hai să te dezvoltăm, să fii puternic, ca la rândul tău să dezvolți pe ceilalți. Și este unul dintre sentimente și unul dintre mesajele pe care toți îl dăm. Ultima întrebare pe care o adresez pe fiecare în parte. La ce să ne așteptăm din punct de vedere gastronomic în anul 2017? Încotro se îndreaptă gastronomia din punct de vedere al materiei prime, al gusturilor, al platingului? Încotro mergem. Și aș vrea să încerc cu șef Ioan Florescu. Ce părerea mea sau ce cred eu? Da. Cred că bucătăria se va îndrepta sau mi-aș dori să se îndrepte. Și mulțumesc că acum o văd pe colega de la Brașov, de la Bistro de la Arte. Are un program nemaipomenit în care ajută un țăran. Am încercat să copiez de la ea, nu se poate în totalitate pentru că, fiind un restaurant foarte mare, nu are țăranul atâta. Dar pentru un restaurant mic este o chestie nemaipomenită în care să-ți iei materia primă din piață. Mă refer la anumită materie primă, legume sau tot ce se numește materie primă verde. Mi-aș dori ca chestia asta să se întâmple și cred că dacă se va întâmpla, rezultatele vor fi nemaipomenite, pentru că materia bună de calitate găsești la piață sau nu neapărat la piață, dar gustul va fi alta. Deci ne îndreptăm către produsul local. Eu, personal,
mi-aș dori chestia asta. Bucureștiul nu cred că poate să facă în totalitate chestia asta. Dar eu doresc chestia asta și Oana e deja veterană în domeniul ăsta. Un gust anume? Un gust sănătos. De unde? De la piață. Da, nu știu. Deci eu asta mi-aș dori. Să văd bucătarii sau să cred că se va duce și la piață, nu numai la supermarket. Sunt lucruri bune, sunt lucruri sănătoase, dacă mai ales cunoști și țăranul care le produce sau cine, atunci ai încredere că s-a folosit ceva sănătos. E o chestie care mie mi-a plăcut ce a început Oana și recunosc că am copiat-o. E o idee pe care am putea prelua-o, să nu zic copiez. Oana, cont. E o idee care am putea prelua-o în cadrul asociațiilor, astfel că să facem o bază de date cu țărani, cu resurse, care să o distribuim la mai departe profesioniștilor? Eu cred că se poate. Da? De ce nu? Dacă Oana știe mai multe. Eu am recunosc, am copiat-o și e o chestie nemaipomenită. Corect. Totul să fie local, să se caute resurse locale, producători, mici producători locali. Și sunt mulți, corect. Bun, șef, mersi frumos. Florin, 2016 a fost anul zero, anul exploziei, ne bucurăm enorm. Mă gândesc cu fericire la 2017, dar tu știi mult mai bine ce va fi în 2017. Din punct de vedere al festivalului gastronomice. Nu știu, ci încerc să anticipez. Ca trenduri în zona strict a evenimentelor culinare, ce pot eu să spun cu siguranță că sunt două mari zone pe care se va petrece în continuare o explozie, o revoluție. În primul rând, revoluția street food, care va continua și, cum spuneam, că practic la anul se vor dubla. Se va dubla numărul de food truck-uri, va crește exponențial. Pe lângă, noi o să avem undeva aproape 10 evenimente de street food, mai sunt evenimente de street food în Cluj, în Iași, în Oradea, vor fi în Timișoara, vor fi în Brașov, în Sibiu, în Constanța. Deci anul viitor va fi un an extrem de intens pe zona aceasta de evenimente culinare de street food. Food trucks vor fi din ce în ce mai, să zicem, sexy în zona asta. Eu cred că vor apărea deja și food truck-uri ale unor restaurante established. Sunt deja, avem informații că și mari retailer intră pe zona asta, deja Kaufland-ul este, unii intră sau explorează posibilitatea de a merge pe această zonă. Deci asta ar fi un trend, zona de street food, preponderent pe partea de food trucks. Și o altă direcție de dezvoltare pe partea de evenimente, pe Gourmet Festival în special, unde noi ne așteptăm să avem un impact mult mai mare în rândul restaurantelor. Deja avem mai mult de jumătate din locuri ocupate, fără să anunțăm, nici măcar nu am anunțat perioada pentru următorul festival. Și așteptăm să vină restaurante care n-au mai fost restaurante noi, care au ceva de spus, care până acum au stat ușor în expectativă să vadă ce se întâmplă, cum e, ce fel de eveniment. Am setat lucrurile în asemenea mod încât să fie foarte ușor acum să intri în contact direct cu consumatorul. Deci asta pe partea de evenimente gastronomice de, să zicem, în afara zonei de street food, așteptăm o creștere spectaculoasă a numărului de restaurante care vor să participe și să arate ce știu într-un cadru de genul acesta, de eveniment. Bun. Cei din sală se ia în considerare că e nevoie și de participarea profesioniștilor în această mișcare. Da, atât ca pe partea de demonstrații, de exemplu la Gourmet Festival, împreună am făcut o serie de demonstrații care au fost
extraordinare. Oamenii au stat în sală, deși era cald, stăteau, erau foarte multe atracții în jur, concerte și așa mai departe. Oamenii au stat să se uite la demonstrații. Pur și simplu era o fascinație pe care e foarte greu să o ai în restaurant. E foarte greu, fiind șef, stai în bucătărie, livrezi produsele pe masă, dar nu există acel contact direct pe care ți-l oferă un festival. Și de asta, de exemplu, partea de street food, cumva, de food truck, oferă acest contact direct între șef și consumator, pentru că nu mai există acea verigă, nu există un circuit între bucătărie și consum, ci se face direct. Și atunci sufletul pe care îl pui în produsele respective și modul în care le prepari și le servești e la vedere, e cu cărțile pe masă. Și asta contează foarte mult să dezvolte cultura gastronomică. Oamenii să înceapă să aprecieze, să nu se mai uite la un meniu din ăla, tot o carte de telefon în care să ai de toate, de la paste până la pachetele de primăvară, ci să vadă că se poate face cu pasiune. Asta, eu cred că 2017 va fi anul pasiunii. Până acum a fost business, a fost cumva o zonă de tatonare. Acum cred că deja sunt mulți șefi tineri care se uită cum pot să-și exprime ceea ce vor să facă. Mai ales că cererea a fost validată de către piață. Da, absolut, absolut. Deci, și de asta zic că pasiunea în anul care o să vină, eu cred că o să iasă așa la suprafață, o să se vadă și o să se simtă și în restaurante, și în bistrouri, și în zona de street food, și în evenimente. Mulțumim frumos, aplauze, vă rog frumos. Vreau să reamintesc că Asociația Bucătarilor și Cofetarilor Profesioniști Top Hospitality a fost partener și este partener pentru festivalele demarate de către Florin și partenerul său. Și dorim să ne implicăm cât mai mult în legătura dintre profesioniști și inițiativele antreprenoriale în zona gastronomică. Șef Haddad, care va fi farfuria anului 2017? Da, primul rând vreau să spun câteva cuvintele spre furnizor. Pentru mine este lucru foarte, foarte important să transmit niște un mesaj. Și știi, nu totdeauna când eu în bucătăria să fac niște comandă, niște pește, niște fructe, niște legume, nu vine tot timpul acelate calitate. Odată avem, odată nu avem. Și știi, pentru noi, în București, în România, e foarte greu să creează niște meniu deosebit. Putem să creăm meniu deosebit. Adică mai mult de top. Dar e păcat că schipe meniu, se vine client, se spune ospătar, pare rău, nu avem. În Europa așa ceva nu există. Și asta vreau să spun, da, pentru furnizorii, să fim atent, adică voi nu știți ce noi trece fiecare zi, ce momentul grea, și ospătarilor, și noi personal, echipa, ce greu că este pe meniu și nu am acelalte calitate. E greu să spun la spuneți nu. Exact, la un client, astăzi nu avem, astăzi este, mai nu este client, odată avem, odată nu avem, se satur, plec alta parte. Și acolo e alta poveste. Altă poveste. Eu sper că anul, eu spun, fiecare an spun așa, de la 96, anul 96, spune fiecare an, a ridicat nivelul, este ok. Dar sper pe anul de 2017, cred o să fie mai bine, cum a zis coleg, cu street food, cu braserie. Eu nu degeaba am deschis o braserie acum, că 3 săptămâni. Fiți niște un nivel, nu de high, nivel media, să măcar oamenilor, cine nu are financiar, să mănânc
mănânc la Joseph Haddad, pe aviatorilor, măcar să vină aici, lângă Hilton, să pot să mănânc bunătate ce gătești eu, pe preț minim. Da. Mulțumesc. Și sper să am anul 2017 să dea Dumnezeu, adică afară puterea Dumnezeu, nu se întâmple absolut nimic, dar cu mâna Lui și cu noi împreună, putem noi să, sincer, cu mâna în inima mea, inima voastră, împreună să ridicăm nivelul a gastronomia a România. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Șef, Haddad, cum se va numi restaurantul, bistroul? Restaurantul meu este prima dată, eu dai așa un cuvinte, o se cheamă Caju by Joseph Haddad. Caju și este fostul Biblos. A fost în spatele Ateneu Roman, m-am luat toate locații, acum este șantier, este în zi de zi, dimineața, până de seara, cu arhitectii, cu lumina, cu bucătăria. Săptămâna viitoria, luni, intră eu cu echipa, începem să gătește niște farfurie, știi cum este, niște mâncarele, să facem ceva de... Deja m-am creat meniu, dar știi cum este. După atâta ani de zile în meseria, când fac ceva, spun, se poate asta nu e bine, se poate nu place, haide să schimbăm. Fiecare zi nu se schimbe, vreau... Știi care e momentul? Momentul și bucătar cu multe ani de zile de experiență, eu tot timpul s-a încercat eu să atâng de gura oamenilor. Asta ce mai greu. Și dacă nu-mi place eu, dacă place client, asta e important pentru mine. Client se place. Ce gătește noi în bucătărie? Dacă nu-mi place și când îmi place, eu fac ce vrea el, nu vrea ce eu. Asta este. Mulțumim frumos, șef. Plăcere. Deci, în 3 săptămâni, toți sunteți invitați la Caju, la șef Haddad, și înțeleg că trendul este către un meniu convenience, general acceptat, lumea, cu tot, orice sumă în buzunar, să vină să încerce gastronomia lui șef Haddad. Așa, exact. Da. Am înțeles. Că moare drag. Eu cine va să sprijini cu... de lumină. Da. Bun. Șef Adi Haddad. Întreba de lumină, eu nu sunt electrician. Nu va stați lumina, șef. Șef Adi Haddad, 2017, din punct de vedere al gustului, încotro se îndreaptă? Eu nu sunt nici optimist, nu sunt nici pesimist, nu știu nimic despre ziua de mâine și în realitate nici nu mă interesează. Mă interesează foarte tare ce putem să facem astăzi, pentru că în realitate azi trăim. Și eu cred că astăzi putem să începem să așezăm un pic picioarele pe pământ. Am reușit să umblu un pic prin lume și am văzut, uite, sunt în Paris restaurante de 200, cu 2 stele Michelin, 3 stele Michelin, vând mâncare cu 30% mai ieftin, vând meniul zilei. În realitate, prețul pe care îl dai pe farfurie contează la orice nivel. Nu mai e criză financiară la nivel mondial, dar asta ne-a făcut pe toți să fim, adică recenta criză ne-a făcut pe toți să fim puțin mai precauți. Și s-ar putea, nu știu dacă e responsabilitatea noastră ca bucătari sau ca restauratori, dar cred că asta ar putea să-i aducă pe oameni din nou în restaurante masiv, dacă ne străduim foarte tare să le dăm o mâncare bună, decentă, la un preț cinstit. Cred că în partea aia o să ne ducem în anul care vine, adică cumva s-a cam terminat cu filfizonelile, pentru că oamenii nu mai înghit, n-au cum. Financiar nu pot să fac asta. De multe ori. Sigur că da, și nu se regăsesc. Și acum, din nou, nu știu dacă se va întâmpla, mi-ar plăcea foarte tare să începem să fim un pic mai blânzi cu noi înșine și cu noi între noi și să nu ne mai judecăm chiar atât de aspru, pentru că în realitate cine suntem noi să ne tot judecăm atâta? Știi? Corect. Și cred că asta o să ne ajute să facem mâncare puțin mai bună
în anul care vine. Să încercăm să ne, mai, să ne judecăm ceva mai puțin, să nu ne mai gândim la gastronomia românească neapărat ca la gastronomia lui Păstorel, pentru că în realitate gastronomia românească e totalitatea mâncării care se gătește azi în România. Și cu asta trebuie să ne și mândrim și pe asta să și lucrăm și să încercăm să o facem puțin mai bună. Mulțumesc frumos! Șef Adi Hădean a venit și cu cartea, o puteți găsi la intrare. Știu că și șef Haddad a lansat o carte. Anul ăsta a fost un an foarte bun din punct de vedere al cărților scrise de către profesioniști. Ne bucurăm pentru că e nevoie de acțiune în zona asta. Am încercat să sintetizăm aici cumva niște idei referitoare la direcțiile pe care le vom avea în 2017. Cu siguranță sunt mult mai multe, dar eu unul ce am sintetizat este că se dorește o calmare a spiritelor, o întoarcere către creație, către unitate, către respect față de ceilalți și față de produsele locale. Cred că, din punctul meu de vedere, 2017 va însemna produsul local, românesc, încurajarea antreprenorului român care se ocupă de agricultură, zootehnie, cumpărarea produsului și cumva crearea unui cadru mai puternic de încurajare a acestui lucru. Vă mulțumesc frumos în fiecăruia dintre voi pentru invitație, pentru acceptarea la invitației de participare la acest panel.